Clujul e în fierbere cu o zi înaintea referendumului pentru familie. Secțiile de votare sunt deja pregătite de ieri, iar astăzi peste 668.000 de buletine de vot au fost transportate în cele 656 de secții din județ. Prefectul verifică tot. Acesta a fost prezent la prima oră la imprimerie ca să vadă cu ochii lui cum se desfășoară distribuirea sacilor cu buletine. În primul și în primul rând trebuie să știți că suntem în grafic cu toate operațiunile, chiar înaintea graficului puțin. Acum ceea ce vedeți aici este operațiunea de predare către UAT-uri, către comune, către orașe și municipii a sacilor cu buletine de vot și a materialelor aferente. Se duc la primării și apoi vor fi distribuite în secțiile de vot. 95 96 vă rog. În municipiul Cluj-Napoca, buletinele vor fi distribuite direct din primărie spre secțiile de votare pe 12 rute cu autobuze speciale. Mai mult, prefectul Aurel Cherecheș clarifică situația președinților de secții de votare după ce în urmă cu două zile mai multe persoane au renunțat la acest rol. S-a stabilit din scurt timp, unii aveau deja planurile făcute și nu au putut să onoreze cu prezența și atunci nu a fost nicio problemă. Din listele existente s-au extras la sorți alții și au fost înlocuiți. La referendumul din 6-7 octombrie, în județul Cluj, sunt așteptați la vot 608.156 de oameni.